Vă invit respectuos să deschidem împreună cu toții la Evanghelia după Marcu, capitolul 1 și voi citi versetul 11. Repet, Marcu, capitolul 1, versetul 11, unde cuvântul sfânt al lui Dumnezeu ne spune atât de frumos în felul următor. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Amin. Ocupăm locul cu toții. Iubiți frați și surori, continuând studiul nostru asupra Evangheliei după Marcu, vedem că în aceste prime 11 versete avem o încărcătură teologică deosebit de puternică vis-a-vis de persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Mulți au depus mărturie despre Domnul Iisus Hristos. Îngerii, înainte de nașterea Lui, a spus că va veni Mesia și că se va naște Fiul lui Dumnezeu. După ce s-a născut, Simeon bătrânul din templu spune atât de frumos în Luca, capitolul 2, versetul 28, în felul următor: Simeon l-a luat în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis despre persoana Domnului Iisus Hristos: Acum, slobode în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care luminează neamurile și slava poporului tău Israel. Mai departe, în Evanghelia după Luca, vedem căci Ana, fata lui Fanuel, prorocița din seminția lui Așer, din nou mărturisește și ea despre persoana Domnului Iisus Hristos. Ucenicii mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos, apostolii mărturisesc despre Domnul Iisus Hristos. Am auzit în dimineața aceasta căci însuși Toma a mărturisit despre Domnul Iisus Hristos și he got the big picture, s-a prins, i s-a descoperit și a văzut cine de fapt este Domnul Iisus Hristos când a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce mărturie extraordinară și frumoasă! Slăvit să fie Domnul! Dar, iubiților, este unul care a depus o mărturie și mărturia acestei persoane este cea mai importantă mărturie vis-a-vis de persoana Domnului nostru Iisus Hristos, cu care celelalte mărturisiri și declarații de cine este El sunt în perfect de acord. Și observați, cuvântul Dumnezeu ne spune despre importanța acestei persoane și ceea ce spune această persoană. Ioan, capitolul 5, versetul 32, spune: Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Cine este această altă persoană? Nimeni altul decât Dumnezeu Tatăl, slăvit să fie Domnul. Ioan, capitolul 8, versetul 18, din nou spune în felul următor: Deci, despre mine însumi mărturisesc eu, fiind Dumnezeu, și despre mine mărturisește și Tatăl care m-a trimis. Biților, cuvântul lui Dumnezeu prezintă o mărturie, o declarație lipsită de ambiguitate, o mărturie autoritară și o mărturie încărcată de sens
și de claritate. Această mărturie, această declarație se găsește așa cum s-a citit în Marcu capitolul 1, versetul 11, se găsește în Matei capitolul 3, versetul 17 și se găsește în Luca capitolul 3, versetul 22. Și anume, mărturia lui Dumnezeu Tatăl despre Domnul nostru Iisus Hristos. Înainte de a începe Domnul Iisus Hristos lucrarea Lui, în momentul inaugurării lucrării Lui de mântuire în lumea aceasta, înainte de a-L duce Duhul Sfânt în pustiu să fie ispitit de diavolul 40 de zile, înainte de a tămădui pe bolnavi, înainte de a propovădui că a sosit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, înainte de toate aceste lucruri. Este o declarație care vine din cer, care este absolut adevărată, pe care ne putem bizui, pe care ne putem încrede și în care putem să punem toată nădejdea și tăria noastră despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și mărturia sună în felul următor, de la Dumnezeul etern. Observați ce spune. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, tu, vorbind despre Domnul Iisus Hristos, la apa botezului, tu ești fiul meu prea iubit. În tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Biserilor, această declarație a lui Dumnezeu Tatăl este făcută după ce deja am auzit vorbind Dumnezeu Fiul la apa botezului. Nu uitați, Matei 3 cu 15 ne spune, căci la botezul lui și Dumnezeu Fiul a vorbit și a spus lui Ioan, drept răspuns Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și am văzut la momentul potrivit că aceste cuvinte este că trebuie împlinită toată neprihănirea. Și am văzut ce înseamnă a împlini toată neprihănirea. Deci la botezul Domnului Iisus Hristos, întâi, avem persoana distinctă a Domnului Iisus Hristos, care este Dumnezeu Fiul, după cum vom vedea. Dar nu se termină acolo. Apoi, și după ce Dumnezeu Fiul vorbește, apoi Dumnezeu Duhul Sfânt, prin prezența sa, afirmă identitatea și persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Să nu faceți nicio greșeală, prezența Duhului Sfânt la botezul Domnului Iisus Hristos nu a schimbat cine era El, a fost Dumnezeu din veșnicie, a fost unsul lui Dumnezeu, din nașterea, de la concepția Lui care a fost prin Duhul Sfânt, ungerea Lui, ungerea Domnului a fost peste El de la început. Botezul și prezența Duhului Sfânt a fost o confirmare a persoanei sale, l-a identificat ca și unsul Tatălui. Observați ce spune Ioan, capitolul 1, versetul 31 la 34, vis-a-vis de acest lucru. Eu nu-L cunoșteam, spune Ioan, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă. De ce? Ca El să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste El. Și acum versetul 33, verset cheie. Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis,
acela peste care îi vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este acel care botează cu Duhul Sfânt. Deci această prezență a Duhului în viața Domnului Iisus Hristos, care să fie văzută de Ioan, era un punct de a identifica cine este Mesia. Versetul 34. Și eu am văzut lucrul acesta. Și ce a însemnat pentru Ioan? Și eu am văzut lucrul acesta și am mărturisit că el este Fiul lui Dumnezeu. Iubiților, afirmația sau glasul din cer nu este altul decât glasul lui Dumnezeu Tatăl, care afirmă atât persoana, cât și lucrarea și misiunea a lui Dumnezeu Fiul, adică a Domnului Iisus Hristos. În dimineața zilei de astăzi vom privi la această mărturie, la această declarație și vom vedea întâi afirmarea persoanei Domnului Iisus Hristos, iar apoi afirmarea lucrării Domnului Iisus Hristos. Doresc să fiu realistic, nu cred că vom putea ajunge la a doua, vis-a-vis de lucrarea Domnului Iisus Hristos, dar cel puțin nădăjduim că vom putea să ne uităm la ce înseamnă aceste cuvinte și ce înseamnă această afirmare a persoanei Domnului Iisus Hristos. Vis-a-vis de afirmarea persoanei Domnului Iisus Hristos, aici sunt două componente distincte la care va trebui să ne oprim. Și de ce trebuie să ne oprim la aceste componente distincte? Pentru că în mijlocul lumii în care trăim, în mijlocul lumii în care s-a născut credința în primul, al doilea și al treilea secol, au fost mai multe învățături eronate, false și eretice, vis-a-vis de persoana Domnului Iisus Hristos. Și diavolul nu și-a schimbat metodele, a schimbat numele care îl folosește pentru aceste mișcări sau aceste învățături false sau aceste erezii, dar întotdeauna va ataca persoana Domnului Iisus Hristos. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus lucrul acesta și ne-a prevenit și a spus că vor veni mulți Hristoși mincinoși. Aceste învățături prezintă pe un alt Iisus, o altă Evanghelie și un alt Duh, în scurt, o învățătură nebiblică. În dimineața aceasta ne vom uita la originalul, la ce spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu despre persoana Domnului Iisus Hristos. Ca apoi să putem compara în viitor ce spun alte învățături și să putem distinge între adevărul și falsul. Deci, primul component distinct al persoanei Domnului Iisus Hristos este componentul teologic biblic. În alte cuvinte, ce spune Biblia despre însemnătatea cuvintelor Fiul lui Dumnezeu? În engleză, what does this mean? Înseamnă că a fost o vreme când nu era și Tatăl l-a născut? Vom vedea, categoric, nici de cum. Atunci, haideți să ne uităm din punct de vedere biblic, din punct de vedere teologic, ce înseamnă tu ești Fiul meu prea iubit. Ce înseamnă, care este însemnătatea acestor cuvinte? Și să nu uităm, iubiților, Biblia, prin Biblie se interpretează. De aceea, primul component este teologic-biblic.
Vom privi în Sfânta Carte și vom vedea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Fiul meu prea iubit înseamnă că Iisus Hristos este una în esență cu Dumnezeu și are aceeași natură cu Dumnezeu Tatăl. Aceasta este o învățătură absolut clară în Sfânta Carte, așa a crezut Biserica Domnului Iisus Hristos de sute de ani, dar sunt unii astăzi care încearcă să răstălmăcească acest adevăr. Biților, fiul meu prea iubit înseamnă că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, pe de o parte, și este cu Dumnezeu, pe de altă parte. Permiteți-mi să vă arăt în Scriptură. Ioan capitolul 1, versetul 1, spune în felul următor, și observați cuvântul. La început era cuvântul, care este cuvântul întrupat, Domnul Iisus Hristos. La început era cuvântul. Și cuvântul care era la început era cu Dumnezeu. Deci avem cuvântul care este cu cineva și este cu Dumnezeu. Un Dumnezeu într-o persoană, cuvântul, și în altă persoană, cu Dumnezeu. Și apoi și cuvântul era Dumnezeu. Observând clar și categoric că nu este mitologie aici, nu este simbolism aici, ci este un adevăr absolut fundamental vis-a-vis de triunitatea lui Dumnezeu și un singur Dumnezeu care este prezentat aici în două persoane, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, care sunt împreună. Da, Fiul meu prea iubit înseamnă că El este Dumnezeu și că El este cu Dumnezeu, identificând pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Fiul. Fiul meu prea iubit înseamnă căci Domnul Iisus Hristos este o reprezentare exactă a naturii lui Dumnezeu. Evrei capitolul 1, versetul 3 ne ajută și notează în felul următor. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, prezentându-L pe Domnul nostru Iisus Hristos, ca și această oglindire a slavei Lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4. Observați, voi citi întreg versetul ca să prindem nuanța. A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia. Cei care nu vor să creadă această realitate și care încă au tupeul, să nu spun alte cuvinte, să se numească creștini și spune că Iisus Hristos nu este Dumnezeu din Dumnezeu, spun acest lucru pentru că sunt orbiți de Dumnezeul veacului acestuia. Observați, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos. Și apoi, care este chipul lui Dumnezeu. Ce înseamnă Fiul meu prea iubit? Că Iisus Hristos este chipul lui Dumnezeu, din nou, Dumnezeu din Dumnezeu. Coloseni 2:9 notează în felul următor. Căci în El, în Hristos, locuiește trupește o părticică din Dumnezeu. Ce? Toată. O reprezentare exactă. Toată plinătatea
dumnezeirii, Dumnezeu din Dumnezeu. De aceea, iubiților, Toma, luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care primește chemarea sfântă și distinctă, se uită la el și nu spune: tu ești învățătorul lui Israel. Nu spune acest lucru. Tu ești rabinul cel mai extraordinar. Tu ești profetul cel mai mare. Așa spune Toma? Nici de cum. Toma, luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune: Domnul meu și Dumnezeul meu. Este un singur Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, existent întotdeauna, fără început și fără sfârșit, slăvit să fie Domnul. Da, iubiților, deci când Tatăl îl numește Fiul și când Domnul Iisus Hristos îl numește pe Dumnezeu Tatăl, este o subliniere a faptului că Fiul împărtășește aceeași esență și natură ca și Dumnezeu Tatăl. Unii, chiar români, care au avut legături cu mileniștii, Martorii lui Iehova, mai popular numiți. În România, the slang is mileniști. Don't get it. Nu se prind. Și au argumentul și spune: stai un pic, dacă e un tată, trebuie să fie un fiu și tatăl dă naștere la fiul, înseamnă că tatăl a fost și fiul n-a fost. Bislor, aceasta este o erezie nimicitoare. Cu toată dragostea, acesta este un alt Hristos, un alt Dumnezeu, nu Dumnezeul prezentat de Scriptură. Chiar și evreii s-au prins. Cei farisei, cărturari, s-au prins. Observați, Ioan, capitolul 5, versetul 18. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare. De ce? Nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea, ce zicea? Că Dumnezeu este Tatăl său. Ce înseamnă asta? Că este inferior lui Dumnezeu Tatăl? După Scriptură, ce înseamnă? Că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel cum? Deopotrivă cu Dumnezeu. Ioan, capitolul 10, începând cu versetul 30, la versetul 33. Eu și Tatăl una suntem. Atunci, ce reacție a produs aceasta? Ce a vrut să spună el prin aceasta? A vrut să spună că este un mare profet, a vrut să spună că este o reprezentare cam așa ceva, a vrut să spună că el comunică doar mesajul lui Dumnezeu, da, dar mai mult decât aceasta și evreii s-au prins. Atunci iudeii iarăși au luat pietri ca să-l ucidă. Iisus le-a zis: v-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl meu, pentru care din aceste lucrări aruncați cu pietre în mine. Iudeii au răspuns: nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă și pentru că tu, care au spus ei, ești un om, și era fiul omului, dar era mai mult decât doar om, 100% om, pentru că tu, care ești un om, te faci Dumnezeu, pentru că l-ai numit într-o formă unicată, într-o formă specială, pe Dumnezeu Tatăl, și pentru că Dumnezeu Tatăl a mărturisit despre el de la bun început, înainte de lucrarea sa. Dumnezeu Tatăl a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea, in whom I am well pleased. Slăvit să fie Domnul. Bisor,
Aveam un profesor la școală, un om deosebit, a predat predica lăsată în Sfânta Scriptură evrei. Și el, când mi-a spus care sunt pretențiile lui la eseul final care trebuia scris, ne-a spus în limba engleză un termen care m-a rămas blocat în minte. Și bine că a rămas acolo. A spus Leonard, an ounce of proof is worth a pound of persuasion. Ce înseamnă asta? Un gram de dovadă egalează un kilogram de pasiune. În dimineața aceasta, ca întotdeauna, de la învunul bisericii acesteia, nu vă dăm doar un kilogram de pasiune, ci vă dăm un kilogram de dovezi care susțin ceea ce spune Sfânta Carte Biblie. De aceea, permiteți-mi să citesc câteva alte pasaje. Matei 26, începând cu 62. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Marele preot s-a sculat în picioare și a zis, nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Ce înseamnă acest lucru biblic? I-a răspuns Iisus, ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci, marele preot și-a rupt hainele, a hulit, ce avem mai nevoie, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui, ce credeți? E clar că din punct de vedere biblic, a fi Fiul lui Dumnezeu, teologic, biblic, înseamnă să fii Dumnezeu din Dumnezeu. Pasajul paralel din Marcu, capitolul 14, versetul 60, observați ce spune. Când s-a făcut ziua, bătrânii norodului, preoții cei mai de seamă și cărturarii, s-au adunat împreună și au adus pe Iisus în soborul lor. Ei i-au zis, dacă ești tu Hristosul, spune-ne. Iisus le-a răspuns, dacă vă voi spune, nu veți crede. Și dacă vă voi întreba, nu veți răspunde, nici nu veți da drumul. De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu. Toți i-au zis, ești tu, dar Fiul lui Dumnezeu? Și el le-a răspuns, așa cum o spuneți, da, sunt. Atunci ei au zis, ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura lui. Am văzut dovedit din punct de vedere biblic, căci din punctul acesta de vedere, declarația din cer care proclamă prin Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu înseamnă că este coegal cu Dumnezeu Tatăl. Apoi, al doilea component care este important pentru noi să îl înțelegem, nu este doar teologic biblic, ci este și teologic gramatical. Dacă în primul component teologic biblic ne-am uitat și am văzut ceea ce spune Scriptura în mai multe părți, componentul teologic gramatical ne învață căci cuvintele din Sfânta Scriptură au însemnătate.
Și trebuie să ne uităm foarte atent la aceste cuvinte. Nu putem să ne hazardăm să credem că știu ceea ce înseamnă fără să vedem care este însemnătatea fiecărui cuvânt. Cuvântul prea iubit în limba greacă este agapetos. Este un adjectiv care arată afecțiune. De obicei, când agapetos este folosit, este un adjectiv care arată un sentiment sau o afecțiune. Dar când prea iubit este folosit cu fiu, conotația sau semnificația pentru cuvântul prea iubit se schimbă. Definiția devine mai amplă. Înseamnă nu doar afecțiune, ci înseamnă și ceva cu totul deosebit, ceva fără egal, ceva fără grad de comparație, ceva întru totul unicat. De aceea, Duhul Sfânt folosește aceste două cuvinte, nu doar prea iubit, ci fiul meu prea iubit, care dovedește o relație unicată, singură în universul acesta, între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul, care este de aceeași substanță, slăvit să fie Domnul. Deci, glasul sau declarația din cer, care vorbește despre uniticitatea lui Dumnezeu Fiul în relație cu Dumnezeu Tatăl, nu este niciun caz și nu denotă niciun caz că Fiul are un început sau că era un timp când și unde Fiul nu era. De aceea, cuvintele Fiul meu prea iubit primește o forță, o greutate teologică a cuvântului singurul lui Fiu, în engleză the only begotten. În limba greacă, monogenesis, care este folosit în Ioan, capitolul 1, versetul 14, versetul 18, Ioan, capitolul 3, versetul 16 și Ioan, capitolul 3, versetul 18. Permiteți-mi să citesc Ioan, capitolul 3, versetul 16 din nou, unde cuvântul spune în felul următor: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, Fiul lui prea iubit, Dumnezeu din Dumnezeu, pentru ca oricine crede în singurul lui Fiu, în Fiul lui prea iubit, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său, pe Dumnezeu Fiul, în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită. Ci ca lumea să fie mântuită prin El. Poate lumea să fie mântuită doar printr-un om? Nici de cum. Trebuia să fie 100% om să ne reprezinte pe noi. Și trebuia să fie suficient, să fie 100% Dumnezeu, ca jertfa Lui să însemne ceva. Oricine crede în El. În cine? În Hristosul prezentat în Scriptură, nu în alt Hristos. Dacă credem în alt Hristos, credința noastră este zadarnică, suntem cei mai nenorociți oameni, alt Hristos nu mântuie. Singurul Dumnezeu care mântuie este Dumnezeul descoperit și relevat în Sfânta Carte, în Biblie. Nu este judecat, dar cine crede, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. E clar? Din nou, toată Scriptura mărturisește. Din nou, nu crede în singurul lui
fiu al lui Dumnezeu. O relație de dragoste, o relație unică, o relație puternică. În concluzie, iubiți frați și surori, cum este sufletul tău în ziua aceasta? Crezi în acest fiu al lui Dumnezeu? Dacă până astăzi a fost confuzie în mintea ta și ai gândit pe undeva că nu este coegal cu Tatăl, în dimineața aceasta poți să fii asigurat că substanța credinței noastre este în Dumnezeu Fiul, în Domnul nostru Iisus Hristos. Ești gata în această zi să-ți recunoști păcatul, răzvrătirea, inima rea, incapacitatea de a-ți rezolva problema eternă a păcatului? Ești gata să te întorci din calea rea, păcătoasă, a întunericului și să vii la Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să-i ceri iertare, mântuire, schimbare și viață veșnică? El este singurul care o poate da. Dacă n-ai făcut-o până astăzi, drag prieten, în dimineața acestei zile este timpul cel mai potrivit ca împreună cu Toma să lași ca acest Hristos înviat să ți se descopere și ție. De ce? Pentru că este prezent aici. Nu vă voi lăsa singur niciodată. Voi fi cu voi până la sfârșitul veacurilor. Este în Cuvântul Sfânt care s-a proclamat și în dimineața aceasta.